În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Deci chiar n-am să vă obosesc prea mult, ci am să punctez faptul că s-a încheiat perioada pascală. Începând de astăzi, deja suntem în vecernia înălțării și putem spune Hristos a înălțat, prin faptul că conform dogmaticii ortodoxe, Hristos, după ce stă noaptea de înviere cu Tatăl pe scaun, toate umplându-le acela ce e necuprins, este obligat să se întoarcă înapoi pe pământ pentru a face diferite minuni, în a-i convinge pe apostol de puterea învierii. În actul învierii găsim sânge, apă și cruce. Adică chintesența liturgiei. Sfânta masă este Sfânta Cruce. Hristos își duce singur altarul de jertfă până pe Golgota, ajutat de Simon din Cirene. Apoi se lasă bătut în cuie pe cruce, pentru că așa trebuia să fie Sfânta Liturghie. Sfântul Agneț stă pe Sfânta Masă, altarul de jertfă, și în cele din urmă este împuns cu sulița în coastă, curge sânge și apă, adică botez și Euharistie. Imediat, a treia zi după Scripturi, după ce Hristos înviază, noi cântăm în noaptea de înviere, la cântarea învierii, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Deci cade sâmbăta Vechiului Testament, trecerea prin Marea Roșie și odihna, din păcat, din țara Egiptului și intrăm în odihna duhovnicească a lui Dumnezeu prin învierea și odihna în lumina cea pururea fiitoare. Nu-L mai căutați pe cel viu cu cei morți, s-a sculat, nu este aici. Este în lumina cea pururea fiitoare în care nu încape umbra de schimbare. Luăm doar un simplu pasaj sau o simplă idee pentru a înțelege motivația pentru care Hristos trebuie să se întoarcă pe pământ. Și dacă ni se pare ceva ciudat, putem compara și cu vremea zilelor noastre, fiindcă nu e nicio diferență. Mentalitatea și gândirea umană este aceeași, pentru că omul este prototipul său, ca și creație, chipul și icoana lui Dumnezeu, dar și prin afectele căderii, odată cu pierderea paradisiacă, omul devine coruptibil. Și dacă ucenicii erau mândri în preajma lui Hristos atunci când săvârșea minuni, când învia morți, când vindeca bolnavi, când făcea tot felul de semne, și avem mărturia Sfântului Evanghelist Ioan care ne spune și multe alte minuni a făcut Iisus Hristos, care dacă s-ar fi scris, n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Și iarăși găsim tot în textul Sfintei Evanghelii, Iisus Hristos străbătea satele și cetățile, vindecând pe cei bolnavi. Deci iată că nu vorbim doar de câteva minuni, cele consemnate în Sfânta Evanghelie, acestea s-au scris ca să se știe că El este Fiul lui Dumnezeu și că nimeni n-a mai făcut lucruri de acestea, cum chiar Hristos spune, dacă n-ați fi văzut lucruri pe care nimeni nu le-a mai făcut păcat, nu ați avea, dar acum n-aveți răspuns la păcatele voastre. Și tot Iisus Hristos spune, dacă n-ați fi știut păcat, nu ați avea, dar pentru că știți și ați auzit cuvintele lui Dumnezeu din gura mea, n-aveți răspuns pentru păcatele voastre. Și aici apostolii dau dovada de slăbiciunea omului căzut, coruptibil. Deci de unde atunci erau plini de slavă, de unde erau plini de mărire, de unde erau plini de putere, de unde erau plini de cinste și de onoare, că era Hristos cu ei în toată vremea și în tot locul, iată-i pe ucenici că fug ca niște lași și chiar în fața marii primejdii se și ascund de frica iudeilor, exact ca într-un act, să spunem, de DNA sau de corupție, când este prins
capul unei rețele și ceilalți se ascund toți ca să nu-l mai cunosc, nu știu cine este. Hai să ne amintim de efectul Petru la casa arhiereului Ana și Caiafa. Nu-l știu pe omul acesta? Eu nu-l cunosc pe omul acesta? Blestemat să fiu dacă am auzit de omul acesta vreodată? Iar când Hristos îl privește cald și calm în ochi și cocoșul cântă, Petru abia atunci își aduce aminte de prorocia Domnului Hristos, că până va cânta cocoșul te vei lepăda de trei ori de mine, și înțelege actul de slăbiciune umană, plânge și să căiește cu amar, Iuda la modul cel mai slab se duce și se sinucide. Avem și astăzi acte de sinucidere, tot din cauza grelelor probleme sociale pe care nu le putem depăși atunci când ne și băgăm în lucruri care ne depășesc. De aceea se și spune că într-o depășire trebuie să te asiguri, să nu calci linia continuă când ești vizat, să nu te bagi în ceea ce te depășește, să nu te bagi în ceea ce nu ești competent și în momentul în care te-ai asigurat bine, poți depăși dacă vehiculul cu care mergi îți permite să faci depășirea celuilalt vehicul cu motorul mai mare. Aici nu vorbim de mașini, ci vorbim de depășirea problemelor vieții. Uneori ne trezim deodată și afaceriști, și contabili, și banchieri, și creditori, și debitori, și conducători de instituție. Ne trezim, noi cunoaștem, facem firmă și după ce sărăcim și ajungem, să spunem, pe blat, spunem, a, dar eu n-am știut, nu mi-a spus nimeni, vai, dacă mie îmi spunea, nu mă băgam, ce vorbești, domnule? Le știai pe toate, că altfel, dacă nu te-ai fi hazardat, doar spune psalmistul David, și bogăția când curge, nu slipi inima. Pentru că așa e făcută bogăția aceasta, să fugă ca apa printre doagele polobocului ud. Când e polobocul stat tot timpul cu vin, nu curge, că el este lucrat, îi se pune papura. Dar când stă vara la soare, dacă pui apă, el curge printre doage, deși el pare că este perfect. Așa este și cu viața aceasta socială. Ea ne alunecă deseori printre degete, iar mirajul și fantezia ne orbesc de lucrurile reale și ne împing spre lucruri ireale. Așa s-au trezit și apostolii. Chiar au și vrut odată să facă o minune în numele lui Hristos, vă aduceți aminte, să scoată demonul din copilul duhului, acela cu duh mut și surd. Și a zis, dar noi de ce nu l-am putut scoate? Și Hristos ne avertizează prin gura lui personal, nu-i de ajuns să fii apostol, nu-i de ajuns să fii ucenicul lui Iisus, nu-i de ajuns să ai o titulatură, nu-i de ajuns să ai o numire, adică o imagine. Trebuie acest soi de dragi să iasă și cu nevoința personală, cu rugăciunea și cu postul, care nouă ne lipsește deseori. Ne lipsește poate din vâltoarea vieții, din lene, din trândăvie și tocmai pentru aceste slăbiciuni coruptibile, și noi ne lepădăm foarte des de dreapta credință și alunecăm în hazard sau în ridicol și, așa cum vă spuneam, dacă este vorba de o imagine, facem o cruce mare la o icoană sau ne filmăm într-un mediu spiritual, o biserică, o mănăstire, dacă nu ne interesează, chiar putem și arunca cu noroi că nu contează. Și Apostolul Petru a avut această greșeală de a se lepăda de Hristos, de frică, de teamă și ca om. Deci n-a făcut-o în mod răuvoitor, ci a arătat că coruptibilitatea firii umane lucrează începând de la Dumnezeu, care este fără de păcat, toți s-au bătut netrebniți, s-au făcut nu face bine până la unul, până la cel mai mic om. Lucru care nu-l putem spune despre sfinți sau martiri sau mucenici care și-au dat viața pentru Hristos. Mă întorc la problema înălțării și spun că Hristos, după ce vede aceste slăbiciuni umane, simte nevoia să lase scaunul Tatălui, îi duce firea desăvârșită, Tată, l-am învins pe diavol, acum mă duc să pregătesc apostolii de propovăduire. Și scopul cu care El face aceste minuni este, în primul rând, de a coagula unitatea, de a crea comunicarea, de a transmite starea de misiune, și trece de la o etapă la alta. Întâi îi mustră pentru necredința lor, îi mustră pentru îndoiala lor, îi mustră pentru nepriceperea lor, îi mustră pentru frica cu care stau și
nu realizează că în mijlocul lor, priviți-mă, Duhul n-are carne și oase, cum mă vedeți pe mine, având. I-au dat să mănânce și tot nu s-au convins. I-au pipăit rănile și cu asta, tot nu s-au convins. Au venit la, i-a pus să pescuiască la Marea Galilei și au scos 150 de trei de pești mici și mari și i-a așteptat cu pâine și cu pește frit pe mal. Și tot n-au fost suficient de convinși. Dar în momentul când a venit clipa înălțării, așa cum spune psalmistul David, cu vreo 2000 de ani înainte, înalță-te peste cerul Dumnezeule și peste tot pământul, slava ta, Iisus Hristos le spune apostolilor, de acum mă duc la Tatăl să vă gătesc vouă locaș și să vă trimit pe Mângâietorul care de la Tatăl purcede. Parcă nu știu dacă 15 cu 26 sau 26 cu 15, așa este versetul 15 cu 26 de la Ioan, în care el le arată că Mânghietorul, Duhul Sfânt, trebuie trimis, iar Părintele Stăniloae ne explică cât Iisus este pe pământ ca Fiul lui Dumnezeu în deșertare, Duhul Sfânt îl proslăvește din cer și vedem lumina de pe Tabor, vedem porumbelul de la Iordan, vedem semnele pe care le face Hristos, steaua, magie și așa mai departe. Și pe de o parte, pe lângă aceasta, când Iisus se suie la Tatăl, ca să nu îi lase pe oamenii orfani, îl trimite pe Duhul Sfânt, așa cum vom vedea la cinzecime, când vine în chip de limb ca de foc, tot la foișorul de taină din Ierusalim, acolo unde a avut loc cina de taină, și îi umple de Duhul Sfânt, deși Hristos, înainte de a face acest lucru, personal se ocupă de apostoli, îi ia pe muntele Elion, îi binecuvintează, suflă și trimite asupra lor Duhul Sfânt, le deschide mintea să înțeleagă Scripturile și le spune acel celebru verset, mergând învățați toate neamurile, începând de la Ierusalim până la capătul pământului, dar nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi puterea de sus. Și ei s-au întors cântând și binecuvântând, lăudând pe Dumnezeu, spune în templu, până ce peste 10 zile, la cinzecime sau la 50 de zile după înviere, ca să înțelegeți termenul, Duhul Sfânt vine ca un vuiet mare de vânt, stă peste Sfinții Apostoli, se lasă limbi clare, vizibile, ca de foc, iar ei se umple de Duhul Sfânt și predică lumea la predică învățătura creștină la toată făptura. Ne aducem aminte din Faptele Apostolilor că a predicat Petru în prima zi sau creștina ca la 2000 și a predicat Petru a doua zi sau creștina ca la 3000 și biserica creștea și se întărea cu Duhul. De ce v-am amintit acest lucru? Această sărbătoare a Înălțării are multe hramuri, a biserici care poartă această sărbătoare, pe lângă acest fapt, mai este și socotită sărbătoarea eroilor, pentru că se pomenesc toți cei reposați care s-au mutat în veșnicie, au murit pe câmpurile de luptă, pe fronturi, și de aceea mâine este bine să aprindeți o lumânare sau să puneți un colăcel de sufletul celor adormiți care ne-au creat nouă liniștea de a fi azi cine suntem, cu toate cele bune și cu toate cele rele, ei au trăit acest crez că sângele lor ar putea crea liniștea și pacea unei țări liniștite, așa cum o avem azi și uneori o neglijăm sau nu o respectăm. Și mai mult decât atât, la sărbătoarea Înălțării, pe vremuri, s-a schimbat și paradigma și oamenii, erau niște lucruri exagerat de frumoase, pe care le țin minte de prin anii 85, 86, 87, 88, 89, chiar și 90, că după 90 s-a schimbat puțin lucrurile. Toți codrii și toți munții neamțului erau plini de pelerini care veneau din toată țara și de prin toate zonele, Maramureș, Moldova, Bucovina, toată Muntenia, și treceau în călătorie pe la toate mănăstirile nemțene. Bineînțeles că unul din popasuri era frumoasa mănăstire Sihla, unul din popasuri era frumoasa mănăstire Sihăstria la vremea respectivă, unde la băncile părintelui Cleopa erau zeci și sute de pelerini de dimineață până seara, care stăteau și ascultau sfat.
Iar toate pădurile acelea răsunau de cântarea Hristos a înviat, cucu cânta, păsările cânta, era o vreme minunată, deseori umedă, poate nu chiar ca anul acesta, poate mai puțin sau altă dată și mai mult. Iar în ziua de înălțare, pentru că Mănăstirea Neamțului poartă acest ram al înălțării, încă de la vremea lui Ștefan cel Mare, de când a restaurat-o, Mănăstirea Neamțului prindea sau își punea haina de sărbătoare și tot într-un asemenea moment, tot într-așa o vreme a venirii oamenilor la înălțare, acolo la Mănăstirea Neamțului, deodată s-au mișcat trotuarele pe unde mergeau oamenii și au crezut că s-a spart conducta de apă. Au scos rapid pietrele, au ferit la o parte, au scos pământul, au pus mortar proaspăt, au pus pietrele la loc și nici în două ore pietrele ale toate s-au îmburdat și au sărit de acolo și iar s-a făcut ca un morman și au zis, domnule, înseamnă că e ceva probabil spart pe dedesubt. Și mai săpând puțin, au dat de osemintele Sfântului Necunoscut. Bineînțeles cum este poporul, fără noimă și nu-i poate sta nimeni în cale ca un șuvoi, ca un torent. Toată populația și toată mulțimea care a început să se adune acolo, a început imediat să atingă lucrurile acolo, să se închine, să bată mătănii, pentru că au văzut că e vorba de o minune. N-a lipsit nici ochiul și jumătate, cum se spune, doi și un sfert, imediat cu veghea. Și ca să poată stârpi fenomenul, au cerut imediat Sfintele moaște să fie confiscate, starețul Efrem Chișcaru, la vremea aceea un om înțelept, a dat niște oseminte din osoarul mănăstirii și moaștele le-a ascuns, le-a pus cu grijă, iar după evenimentul din 89 au fost puse în raclă, așa cum le vedeți și astăzi, la închinare, și oamenii au înțeles că acolo unde vrea Dumnezeu se biruiește rânduiala firii. Dacă ar fi fost să aranjeze cineva o asemenea minune, nu putea lucra mai bine decât acel sfânt care a urcat din pământ de unde era adormit și arată mai departe cei care au cercetat zona arheologic că mai era un trotuar din vremea lui Alexandru cel Bun și moaștele străbătuse pietrele primului trotuar și pe acelea le-a răscolit și a ajuns sub primul trotuar cel actual ca să poată fi scoase afară. Deci, acestea sunt minunile de care Dumnezeu ne arată că un popor poate să se înalțe prin slava Duhului Sfânt și a lui Dumnezeu. Bineînțeles că pelerinajul continua în continuare la mănăstirile Văratec, Agapia, Horaița, Nechit și toate mănăstirile din zonă, iar după aceea pelerinii se pregăteau de acel, ca să spun așa, 24 iunie, sunt zienile, când este marele hram a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. La fel, un hram mare în care vine aproape tot Maramureșul și toată partea ardelenească, dinspre Bistrițe, dinspre Satu Mare, dinspre Maramureș, toți ardelenii vin și se închină, făcând o legătură, ceea ce a fost cândva biserica de la Doiperi și mănăstirile maramureșene, de unde a venit și Ilie Iores și Sava Brancovici spre Moldova, Ilie Iores fiind crescut în mănăstirea Putna și având acea legătură, pentru că și voivodatul Moldovei s-a întemeiat tot cu maramureșeni, Dragoș, Balc, Lațco și ceilalți, Bogdan și ceilalți descălecători care au venit aici în țara Moldovei și s-a întemeiat dinastia Mușatină. Ei, această simbioză duhovnicească și această înălțare a sărbătorii se transmite sau, dacă vreți, se păstrează ca o stare duhovnicească a lucrurilor și cei care sunt mai bătrâni sau mai vârstnici, ca să nu folosim termenul de bătrân, deci și bătrân înțelept se numește, nu se numește vârstnic înțelept, bătrân înțelept, adică om luminat la minte, au trăit sau unii mai știu aceste lucruri sau le-au mai prins sau le mai cunosc, pentru că și eu fiind tânăr le-am prins din plin și am avut ocazia să hoinăresc și să colind pe aceste meleaguri la vremea înălțării și să mă bucur de această frumoasă sărbătoare care încununează virtutea lui Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu de a învia din morți, dar și de a desăvârși neamul omenesc prin lucrarea Duhului Sfânt. Această lucrare a Duhului Sfânt nu ține de om. Aici trebuie să fiți întotdeauna atenți și să nu mai dați niciodată atenție la polemici trecătoare,
prin simplu fapt că Iisus Hristos ne-a spus clar. De nu se va propovădui Evanghelia la toată făptura, sfârșitul nu va veni. Deci sfârșitul nu vine azi sau mâine sau poimâine, că vrem noi. Dacă vine o calamitate naturală și moare un om, el crede că atunci a fost sfârșitul. Dacă ne-am stins noi în patul de suferință, atunci a fost sfârșitul. Adică avem un sfârșit particular, o eschatologie particulară, și vorbim de un sfârșit sau de o parusie generală, când toți într-o clipeală de ochi suntem la judecate. Dar închipuiți-vă, aș spune eu, așa cum ai dat foaia asta, așa se întoarce pământul și deodată, cum ne spune Scriptura, și am căutat cerul și nu mai era, și am căutat pământul și nu mai era, și am văzut cer nou și pământ nou. Deci vorbim de pământul veșnic al Raiului și a slavei și a împărăției lui Dumnezeu și de cerul slavei dumnezești, care este dincolo de cerul de foc, care nu ține de cerul acesta interstelar. Ne arată Scriptura că leul strânge pecețile, are cele 7 suluri sub braț și acolo se strâng sulurile lumii și Dumnezeu cheamă popoarele la judecată. Chemava cerul de sus și pământul de jos să aleagă pe aleșii săi. Acest prilej al înălțării este și o motivație de a ne urca cu mintea la cer, pentru că cei doi îngeri care îl ridică pe Hristos pe un nor ușor, ăla e norul Duhului Sfânt, ca să știți dumneavoastră, o să vă întrebați de ce am explicat lucrul acesta. Noi știm că și la adormirea Maicii Domnului, apostolii de unde erau la propovăduire au venit pe norii cerului, la Fecioara, pe Sion, ca să-i conducă catafalcul până la Ghețimanii, la îngropare. Și Hristos este primul care urcă pe norii cerului la Tatăl atunci când dă porunca înălțării și spune, mă duc la Tatăl să vă trimit Mânghietorul, iar cei doi îngeri care îl însoțesc spun așa, bărbați galileeni, vedeți, le știa și identitatea. Nu vă mirați, precum îl vedeți pe Fiul omului suindu-se la cer, așa se va și coborî pe norii cerului, așa va și veni pe norii cerului. Și dacă ne uităm în cartea Apocalipsei, găsim scris că la glasul Arhanghelului, la trâmbița judecății, la ceasul cel de pe urmă, din porunca lui Dumnezeu, pentru că numai Tatăl știe clipa și ceasul, într-o clipeală de ochi, îngerii lui Dumnezeu îi aduc pe toți la judecată, mormintele se vor deschide și cei morți vor învia. V-am făcut această scurtă prezentare pentru a înțelege sensul și valoarea și folosul sărbătorii înălțării și a înțelege că noi aceste momente anamnetice pe care le păstrăm de 2000 de ani despre praznicele împărătești, despre minunile Mântuitorului, despre efectul important al dogmaticii revelate pe care o are Biserica, nu are doar un rol literar sau un rol narrativ sau, să spunem, mitologic de a ne aduce noi aminte, ci este o retrăire a momentului și a actului în sine. De aceea noi spunem de înviere, Hristos a înviat și răspundem cu adevărat a înviat. De aceea spunem de înălțare, Hristos a înălțat și răspundem adevărat s-a înălțat. Pentru că noi trăim momentul ca și cum s-ar fi petrecut aievea, pentru a putea duce mai departe elementul dogmatic de credință și a transmite, cum spune mai departe Apostolul Pavel, țineți predania și învățătura mai marilor voștri, urmați-le îndemnul și credința, urmăriți-i sau priviți-i cum și-au sfârșit viața, iar lui Timotei îi spune, ține dreptarul credinței celei sănătoase. Aici ar trebui să ne punem toți problematica, dreptarul credinței celei sănătoase este ceea ce ne-a lăsat Hristos concret, la obiect și concis în textul Sfintei Evangheliei. Deși o avem în 4 forme, Marcu, Matei, Luca și Ioan, narativ, povestit, însemnare, document și dogmă la Sfântul Ioan, ea este una și aceeași Evanghelie și de aceea Apostolul Pavel își permite să spună eu ca apostol al lui Hristos prin credință, pentru că n-a fost de față la niciuna din minunile mesianice la vremea respectivă, n-a fost ucenic,
Vă spun vouă că dacă ar veni un înger din cer să vă vestească altă evanghelie decât cea care v-a vestit-o Hristos, anatema să fie, adică despărțit de Dumnezeu, de Duhul Sfânt și de biserică. Folosesc acest termen greu nu pentru a vă învăța să-l folosiți, nu acesta e scopul, noi nu avem voie să folosim acest termen, acesta îl folosește doar biserica, dar noi trebuie să știm că lucrurile în biserică nu le schimbă decât lucrarea Duhului Sfânt. Noi, oamenii, nu putem schimba nimic. Dacă unui om i-ai pus numele Vasile la botez, iar pe parcursul vieții mai pui vreo 6 nume, el înaintea lui Dumnezeu, când se judecă, se judecă cu numele pe care l-a primit atunci când a fost afundat în apa botezului. Așa este și Evanghelia lui Hristos. Odată ce Hristos a făcut o biserică, a întemeiat o biserică cu scump sângele său, cu carnea, și cu jertfa crucii și cu voința sa de iubire față de om, nimeni nu poate schimba această esență dogmatică pentru că greșește înaintea lui Dumnezeu. Vedeți ce simplu ne spune Scriptura? Pentru a ține minte pentru totdeauna. Adevărata viață veșnică este ca lumea să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său l-a dat la moarte și ce fel de moarte pe cruce, găsim de-a lungul Noului și Vechiului Testament revelată toată această lucrare care trebuie să împlinească a profeților și prorocilor și găsim în Sfânta Scriptură tot adevărul, pentru că Hristos a spus, eu sunt adevărul, calea și viața și ca să fim siguri că El este adevărul absolut, găsim scris în Scriptură chintesența tuturor lucrurilor. Dumnezeu spune aceasta și mi se pare lucru cel mai clar și mai convingător pentru orice timp și vreme. Cerul și pământul pot trece sau vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Deci vedeți ce spune Hristos despre cuvântul Lui? Că n-are cum să se încheie lucrarea Evangheliei până nu se împlinește orice cuvânt scris în Scriptură. Deci până nu se vor împlini toate, cerul și pământul nu poate trece. Dar dacă cerul și pământul trece, cuvintele nu vor trece până nu se vor împlini toate. Evanghelia trebuie să se propovădească la toată făptura. Încă avem de făcut misiune multă și serioasă, încă avem de făcut misiune puternică și convingătoare și aș veni cu un contraargument în ciuda tuturor argumentelor negative sau, să spun eu, acuzatoare, că mai degrabă aș tinde să cred și să-mi susțin această idee teologică decât aș crede în alte idei teologice, am întâlnit acest argument că creștinii ortodoxi au fost înșelați fiind atrași în țările occidentale să muncească ca să se obișnuiască cu alte credințe, să poată fi ușor dezrădăcinați din ortodoxie. Asta este prima părere și n-am nimic cu ea, n-am inventat-o eu și nici n-o îndosariez, nici n-o condamn. Dar vin și aduc un contraargument și spun că România, popor ortodox și binecuvântat chiar de Sfântul Apostol Andrei de 2000 de ani, începând cu Sciția Minor, că nu s-au trezit Decebal și Burebista deodată cu cruce la gât și cu altar și cu prescuri, are rolul de a deschide ochii și urechile Europei creștine care s-a descreștinat, s-a globalizat, s-a occidentalizat, a pierdut puțin spiritul și Duhul dumnezeiesc. Și dacă au ajuns episcopi în toată lumea și pe toate continentele, ortodoxi, nu contează că sunt greci, că sunt ruși, că sunt români, că sunt sârbi, că sunt bulgari, asta Dumnezeu nu are treabă cu limbile, pentru că El a lăsat aceste limbi ale pământului să circule între oameni, dar aceeași Evanghelie și același Hristos este tocmai paradigma pentru care Dumnezeu vrea ca la un moment dat toată lumea și tot pământul să știe că există un Hristos preamărit prin puterea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, prin cruce și prin înviere, și că El trebuie să ajungă în urechea oricărui necunoscător, oricărui neștiutor. Și noi nu suntem altceva decât niște misionari
involuntari. Și am să vă dau o pildă simplă să vedeți ce înseamnă un misionar involuntar. Îmi povesteau femeile care muncesc ca badante pe aici, pe acolo, pe unde se duc prin țară străină pentru un bănuț. Și, părinte, am stat cu o bătrânică de 90 de ani, când m-am dus prima dată în casa ei, era sălbatică. Dar dacă a văzut că mă rog și azi și mâine și poi mâine, mi-a zis, nu îmi citești și mie rugăciuni? N-ai vrea să chem și pe preotul meu să mă spovedească, să mă împărtășească? N-ai vrea să-mi iei și mie o carte de rugăciuni sau tradum din rugăciunile tale în italiană? Că așa se întâmplă că câteodată, fără să vrei, devii profesor. Și zice, părinte, acum suntem ca o mamă și ca o fică. Abia așteaptă să termin treaba să-i citesc rugăciuni, abia așteaptă să-i dau de mâncare de post, abia așteaptă să-i dau aghiazmă și anafură dimineața, abia așteaptă să-i aduc preotul să o împărtășească. Și iată cum dintr-o femeie servitoare care spală pahare, haine pe jos, face mâncare și curățenie, a devenit, fără să vrea, misionarul casei unui om de altă confesiune, care l-a înțeles pe Dumnezeu, dar care era sterp, absent, irelevant, să spunem în mod teoretic ceva abstract, noțiunea de icoană pe un perete sau, să spunem, o sticluță de ulei sfințit undeva într-un raft, până la o catehizare activă și o dorință activă de cunoașterea lui Dumnezeu. Și se pare că, repet, ceea ce nu reușește deseori să facă acest ecumenism și condamnat și relativ în același timp, pentru că nu îi știm încă lucrarea concretă, nu se văd niște roade neapărat obiective ale lui, deci cel mai mult e o poveste prelungită, totuși româncele și românii noștri au reușit să încreștineze, să facă misiune și să trezească conștiințe adormite sau suflete înghețate, să le reîncălzească spre cunoașterea lui Dumnezeu. Și aș merge mai mult pe această idee și aș fi mult mai sigur că e așa, pentru că așa lucrează Dumnezeu prin oameni. Deci unde Duhul Sfânt nu biruiește, lucrează omul, iar unde unul nu poate omul, biruiește Duhul Sfânt. De aceea și apostolii, fiind oameni simpli, când Dumnezeu i-a umplut de Duhul Sfânt, au umplut lumea de dreapta credință. Să folosim acest prilej al înălțării ca o înălțare sufletească. Cei care s-au pregătit pot să vină mâine să se spovedească, să se împărtășească. Și cei care doresc să se înalțe, să o facă întâi prin puterea bunătății, prin puterea rugăciunii, prin puterea lucrării Duhului Sfânt, prin puterea psalmilor, prin puterea exemplului personal, prin puterea dragostei care biruie toată făptura și nimeni nu-i poate sta înainte lui Dumnezeu când este vorba de dragoste, și în același timp prin puterea și lucrarea cuvântului Sfintei Scripturi, care spune așa, neștiind Scripturile vă rătăciți, cercetând Scripturile, puteți afla în ele viață veșnică. Amin.